Așa să fie, să sperăm că azi mai mult decât în oricare dintre zile, pe la sfârșit, pe seară, avem și dovada că începem să ne facem bine. Confirm ce v-a spus Alex din culisele apariției acestui al doilea volum, România te iubesc. Într-adevăr, eram prin vară, cred că pe la începutul verii, ne-am întâlnit la o cafea, un croissant la Pisicul Giftuit, o librărie, patiserie la Titbuf. Și de adevărat, după câteva minute de vorbit între noi, domnul Liceanu a venit și el, ne-a găsit pleoștiți, cum spune el, ne-a găsit ca suferinți de depresie de țară și, într-adevăr, puneam la cale încă o carte care să alimenteze depresia de țară și a schimbat macazul. Lucrurile au luat-o în zona asta luminoasă a binelui. Vă invit la autografe, vă invit să vă lăsați contaminați de bine, să vă lăsați mai cu seamă contaminați de magia de a face bine. Câte un strop fiecare în jurul vostru, mai mult, în cercuri tot mai largi, până când cu toții ne facem bine. Da, Alex? Dacă toți suntem la momentul mulțumit.